Ca să vezi ghețarul de la Scărișoara, e de ajuns să apelezi la localnicii din satul Arieșeni din județul Alba. Mulți dintre ei te duc cu mașina cale de 10 km ca să ajungi la peșteră. Pe drum poți opri să cumperi niște plăcinte delicioase cu afine și cu brânză, făcute de femeile moților. La ghețar se intră doar la ore fixe. Se plătesc 6 lei și după o coborâre destul de abruptă pe trepte, ghidul îți va prezenta cel mai vechi și mai mare ghețar subteran din România. Are 3800 de ani. Peștera care adăpostește ghețarul e lungă de 700 de metri, iar turiștii nu sunt lăsați de capul lor. Fă bine și ia un hanorac gros sau o geacă de iarnă. În peșteră e foarte frig, chiar dacă afară sunt 30 de grade. Se simte clar influența ghețarului, care e un bloc de gheață mare de 200.000 de metri cubi. Imagini și amănunte găsiți pe infopro.ro.